Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la Gorj Obiectiv. Este ultima ediție din acest an și tocmai de aceea am vrut să fie o ediție specială. Veți vedea pentru că am multe surprize pentru dumneavoastră în această seară și vă garantez că veți afla lucruri pe care nu le știați până acum și veți fi încântați să le aflați pentru că este momentul bilanțului, așa cum am spus și seara trecută. Fiecare dintre noi se gândește ce a făcut în 2020, ce a făcut greșit, ce l-a făcut fericită pe fiecare dintre noi și, evident, ne facem planuri pentru 2021. Sperăm să fim mai fericiți, mai liberi și mai puternici decât am fost în anul 2020, care a fost un an greu pentru fiecare dintre noi. Vă spuneam că am multe surprize și mi-am mi -am propus să fac această ediție specială și să aduc în fața dumneavoastră o parte dintre echipa TV Sud. O parte dintre oamenii care muncesc în fiecare zi pentru a vă aduce aici dumneavoastră lucruri care se întâmplă, lucruri pe care pe dumneavoastră vă interesează și lucruri pe care iată vreți să le aflați. Așadar, alături de mine în această seară, așa cum spuneam, este o parte a acestei minunate echipe și dacă îmi permiteți, aș vrea chiar să o numesc familie, pentru că noi aici la TV Sud suntem ca într-o familie și așa cum spuneam, zilnic stăm aici și muncim pentru a vă aduce dumneavoastră lucrurile care vă interesează. O să încep să vi-l prezint pe producătorul general al TV Sud, pentru că evident Începem cu șefii, să-i spunem așa. Este vorba despre colegul meu, Costin Soare, așadar, producător general al TV Sud. Costin, bună seara! Bună seara, Iulia! Să știi că nu mai primești încă o prima pentru modul cum ai Am prezentat. Am încercat și ai eu. Ai deja una și oricum. Munca ta din ultimii ani, cred că înseamnă tot, tot un fel de primă, pentru că o să discutăm pe parcurs. Uite, iar încep să discut înainte să-mi să dai cuvântul. Va trebui să O să faci acești producător general, ce să zic. Dar în această seară ești în emisiune una așa că o să te supui și Le regulilor. Respect, mele. respect regulile. Bună seara tuturor! Alături de noi mai este și colega noastră, Ana Maria Stoica. O știți, la ora 21 în fiecare zi va duce ora adevărului. Așadar, Ana Maria Stoica, realizator TV Sud, Bună seara! Bună seara! Bună seara celor care ne văd de acasă. Bună seara tuturor celor care știu că ne iubesc. Știu că sunt alături de noi, știu că se enervează alături de noi și se bucură alături de noi. Ce să zic, sunt de 2 ani în această familie și chiar mă simt ca acasă aici. Mă bucur că am fost primită cu căldură, mă bucur că sunteți niște colegi minunați, mă bucur că colaborăm foarte bine și că discutăm, să știți, doamnelor și domnilor, subiectele pe care le abordăm în, aici, atât la știri, cât și la emisiuni și că ne înțelegem și contează foarte mult faptul că ne acceptăm așa cum suntem fiecare cu bune curele, în așa fel încât să vă oferim dumneavoastră pe sticlă ce e mai bun. Așa este Ana și, așa cum spuneai și tu, suntem într-o familie, și din familia noastră mai face parte și Alina Dodenciu, este reporterul nostru TV Sud, care îl vedeți toată ziua pe teren, vă întâlniți cu el și vă ia pulsul, așa să spunem. Alina, bună seara, mulțumesc că ești alături de noi în această seară! Bună seara, Iulia! Bună seara tuturor telespectatorilor care ne-au urmărit până acum, ne urmăresc și presupun, probabil că ne vor urmări în continuare. Așa cum spuneai și tu, și colegii mei, ai noștri, și eu mă simt ca într-o familie aici, la fel sunt de 2 ani de zile. Și sper să continuăm această colaborare și, așa cum spuneai și tu, să le aducem mereu oamenilor noutăți și să le aducem cele mai proaspete informații Și de aici, evident, de la TV Sud află primii informația care contează pentru oameni Pentru că nu că ne lăudăm noi costin soare, dar suntem cei mai buni păi, Oamenii fac diferența, nu? Asta este sloganul nostru și nu este de ieri, de azi, de mai mult timp, pentru că echipa asta, de-a lungul timpului, s-a tot transformat, n-aș putea să-i spun altfel, decât că prin echipa TV Sud au trecut întotdeauna oameni foarte buni. Cei mai buni jurnaliști pe care i-a dat județul gorj, fie că vorbim de piața locală sau de presa națională, au trecut cel puțin odată prin redacția TV Sud. Uh, uite, ne revedem. Am putea spune că eu și Ana uh, suntem, uh, cum, cum se zice acum Ana în politică, dinozaurii din politică? Uh, suntem bine. Uh, tu ești un, din un dinozaur cu o lună mai... <cum> evit cu să folosesc un cuvânt nepotrivit. Știi ce zic? Știu ce zic. Știu și eu ce ziceți, <laughs> dar haideți să nu... Dacă tot Hai să, spune spun să spunem, Hai, ce, deci 20 bine. de ani 20 de, de ani și jumătate 20 de ani aveți mulți înainte 20 mă... de ani și jumătate Preste. de presă da. Anul viitor în august vom face 21 de ani Deci vom fi la majoratul american Vom putea să consumăm și alcool Evident nu în direct Evident, nu avem voie să consumăm alcool în direct, nu o facem nici când nu suntem în direct, evident, nu la serviciu, când ne întâlnim noi așa și avem puțin timp liber, foarte puțin de altfel. Aș vrea să încep cu Alina, pentru că spuneați voi că aveți 20 de ani de presă și aș vrea să aflu cum a fost debutul Alinei. De ce a început ea? De ce a vrut să facă presă cum a fost începutul ei? Și dacă i-a plăcut de la început această meserie pentru că știm că acum îi place foarte mult, o face foarte bine, doamnelor și domnilor suntem foarte mulțumiți de activitatea ei și îi mulțumim și o apreciem pentru tot ceea ce face. Și Alina, acum a fost la tine și în urmă cu cât timp? Îți mulțumesc în primul rând pentru aprecieri. Să spunem că am avut o pasiune încă de la vârsta de 8 ani, când era celebrul telejurnal de pe atunci. Îmi făceam acasă un joc, puneam un scaun și mă prefăceam că sunt prezentator de televiziune. Practic tăiam articole din ziare, le memoram, îmi puneam celebrul pahar cu apă și Mă prefăceam că de știrile. Bună seara, bun găsit la Telejurnal. Anii au trecut, am terminat liceul și am ales să merg la o facultate la Timișoara. Prima oară am ales un profil de real, pentru că tatălui meu îi plăcea mult matematica și mi-insuflase această pasiune. După care, la câțiva ani, am decis să mă axez puțin și pe pasiunea mea din copilărie, și anume jurnalismul. Am intrat la o facultate de jurnalism și mi-am ales jurnalismul TV pentru că se îmbina cu pasiunea mea din copilărie. Știu că primii pași ai tăi în televiziune au fost la Timișoara, dacă nu greșesc. Da, în anul 2, când am început să, să facem... Teren așa să spun practică practică da mulțumesc când am început să facem practică aveam o colegă care lucra într-o televiziune locală acolo la Timișoara și mi-a spus uite ție ți îți place nu vrei să vii facem niște castinguri avem nevoie de un prezentator nu vrei să vii și tu aici să, să dai niște probe și am zis ok. M am dus acolo, am făcut ceva cursuri de dicție, a fost, au fost niște probe, le-am luat și așa am devenit prezentator de televiziune la un post local din Timișoara. Mi-a plăcut foarte mult. După aceea, după o perioadă am venit aici în Gorj și am zis hai să-mi continui pasiunea. Și am mers la o altă televiziune locală de aici din județul Gorj și acolo am început să fiu uh, cu, pe funcția de reporter cu care nu mă mai se Mi se părea puțin dificil, deși cu timpul am înțeles că este foarte ușor. Și că este poate de multe ori și Costina, Ana, puteți să-mi confirmați, ceea ce faci pe teren, ceea ce vezi acolo și ești în mijlocul faptelor este poate de multe ori mult mai antrenant, să-i spunem așa, decât dacă o faci dintr-un studio. Iulia, hai să spunem adevărul, să dăm cărțile pe față. Ce înseamnă jurnalist în România, l-am făcut la începutul anilor 2000, când eram așa în perioada încă romantică a presei, în care încă se scria cu pixul, eram, Ana, câți eram, 10 oameni într-o redacție? Da, vorbim de Antena 1 Târgu Jiu. acolo am debutat. Aveam câte un scaun, așa la un moment dat mai aveam loc nici în redacție decât de exact. mulți eram exact. Dar ne-am făcut loc în timp și iată, unii dintre noi au ajuns politicieni, alții continuăm cu presa și o facem bine, zic eu, fără să ne laudă Asta e, știi cum ești modestia asta e pentru oamenii slabi, ca să nu zic altfel Dacă ai cu ce să demonstrezi, demonstrezi întotdeauna Iar pe vremea aia se făcea altfel de presă Spuneam de jurnalism, am făcut patru ani de jurnalism și am constatat că nu avea nicio legătură ce învățam eu la facultate cu ce făceam în realitate Și îți reamintesc, revin, era perioada romantică încă se făcea jurnalism adevărat pe vremea aia Acum nu mai are nicio legătură presa cu facultatea, cu ce aici trebuie să ai niște aptitudini, dacă ai și niște cursuri de dicție, ai făcut ceva actorie, îți place ceea ce faci, te descurci, te ajută internetul, Facebook, WhatsApp, sunt atâtea grupuri. Aș vrea să discutăm la un moment dat pentru că jurnaliștii nu mai fac teren, Iulia. Da, chiar vorbeam și vorbeam, dacă nu greșesc, chiar ieri în redacție despre cum era înainte și cum e acum. Faptul că nu mai este același entuziasm, Ana, ca atunci, în, eu știu, poate chiar și acum 5 ani. Primeai un apel la 4 dimineața, plecai, te urcai în mașină, nu conta că dormi, că ești acasă cu soțul, cu soția, cu copilul, cu mama, cu tata, habar n-am Plecai, te urcai în mașină și plecai să filmezi, se întâmpla un accident, un incendiu, un eveniment Acum foarte rar primim exact ce spune și tu, informații, imagini Ana, de totul am plecat de în la filmare, nu ne-am dat seama, am luat doar geaca pe deasupra și ne-am trezit în papuci da, dar ne făcea plăcere enorm ceea ce făceam. Adică, nici măcar nu realizam că poate trecea o zi întreagă și n-apucam să mâncăm nimic. Eram atât de încântați de subiectele la care lucram sau unde ne duceam, în așa fel încât pur și simplu uitam de ce trebuie să facem restul zilei. Noi chiar am trăit într-o televiziune la propriu, în sensul că locuiam cu un etaj mai jos decât televiziunea și. Pur și simplu ne petreceam aproape 24 de ore din 24 la serviciu. Nu exista telefon pe care să-l ratăm, atunci erau telefoanele fixe. Și mi-aduc aminte cu mare plăcere că suna lumea, în loc să sune la poliție sau să sune la pompieri când era un incendiu, prefera să sune la acea televiziune. Era un număr de fix foarte cunoscut. Lumea punea mâna pe telefon și suna pentru că voia să vină presa să vadă în primul Ia rând. Iată, de no, no. Exact, acesta este numărul de telefon. <laughs> și sunt 17 ani. Exact, nu știu un alt număr de telefon, cred că nici numărul de telefon de fix pe care îl aveam cu ani în urmă acasă nu-l mai știu, dar acest număr de telefon îl știu și eu. Nu-i zic că am făcut într-adevăr pionierat mergeam cu ca, niște casete uriașe în, în geantă, în mână, la filmare. Mi-aduc aminte că de multe ori ne certau operatorii că se mai nimerea să mai bage în geantă și un covrig și mai pica pe acolo pe bandă una alta, se stricau magnetoscoapele, dar a fost o perioadă extraordinar de bună și presa era și acest lucru cred că îmi lipsește cel mai mult. Eram toți uniți. Nu exista atâta, nu știu cum să zic, foarte multă divergență între între Politica pe care o abordează fiecare post sau fiecare ziar, parcă toată lumea mergea pe aceeași linie. Adică dacă era un subiect, nu știu, chiar și de politică, parcă toți eram setați și vedeam subiectul la fel. Acum fiecare îl abordează altfel, în funcție de cerințele patronului, de cerințele postului S-a schimbat politica editorială, evident, de-a de de lungul mult. timpului. Atunci era mai mult concentrați, pe ceea ce însemna eveniment, interesul, bine, și acum se întâmplă lucrul ăsta, până la urmă. Știrile nu le facem pentru noi sau pentru politicieni, le facem pentru oameni, cei care ne urmăresc și sunt interesați. Nu dăm la televizor uh, ce nu interesează pe oameni. Dar la vremea respectivă uh, eram pur și simplu concentrați pe eveniment. Se întâmplau lucruri, se întâmplau inundații, dar ce să vezi, de-a lungul timpului s-au mai făcut și investiții și au dispărut și subiectele legate de inundații, eu știu, mai de se drumuri rupte, nămolite, unde nu mai puteam a intra. Acum pe acolo s-a turnat asfalt. Deci ne-am mai dispărut și din subiect. Sunt rare, sunt rare, acum astfel de lucru și eu știu, putem să spunem că e bine că nu avem astfel de, de tragedii, cât de siropoase sunt pentru noi, pentru că pentru mine personal, când avem un incendiu, când avem, eu știu, o inundație, merg acolo și mi-am amintesc când am fost chiar recent, Costin, la Hunedoara. Da, în adică, Hunedoara, la inundații. Ne-am pus cizmele, ne-am pus pelerina de ploaie, am plecat și ne rugam pe defileu, dă Doamne, să ajungem că se închide, se închide de fileu și iese jiul peste noi. Deci sunt cât de siropoase ar fi până la urmă să ne bucurăm că nu mai sunt astfel de evenimente. Alina, tu mergi zilnic pe teren și, și noi de altfel, însă tu iei legătura cel mai mult, tu ești liantul nostru dintre gorjeni și părerea lor. Tu vorbești cu ei, îi întrebi, eu știu, de diferite subiecte care sunt părerile lor. Cum ți se pare această interacțiune și dacă este real ce spuneam eu, că de multe ori este, pentru că tu spuneai, făceai acea paralelă și ai spus că era complet diferit față de atunci când era într-un studio la prezentare și atunci când ai mers în teren Cum ți se pare această interacțiune? Dacă înțelegi știrea mai bine atunci când, eu știu, discuți cu oamenii, le afli părerile? Da, așa cum spunea și mai devreme, sunt reporter de 3 ani și, într-adevăr, cred că interacțiunea cu oamenii este cea mai importantă pentru că este foarte important să ai o reacție din partea cetățenilor Să-ți să spună și cetățenii ce părere au despre bun anumit subiect Nu neapărat de nivel local, mă refer și aici și la cele de nivel național Într-adevăr, înțelegi mult mai bine știrea este, Te simți mulțumit atunci când vezi că oamenii sunt fericiți că și părerea lor contează. Practic, asta cred că este și, și scopul, nu neapărat să informezi oamenii, dar să afli și părerea lor. Pentru că, până la urmă, bă, oamenii se plâng tot timpul și am văzut, Ana, că se plâng, nu mai vin. Politicienii trec pe la noi doar când, eu știu, când e campanie electorală, doar când au un interes, să ne ceară votul. Însă, în rest, oamenii se simt uh, abandonați. abandonați. de. Așa este. În fine, noi încercăm să urmărim până la urmă, regula numărul unu în presă, în general, este de a urmări interesul public. Noi încercăm, dincolo de orice subiect care este de cancan sau nu de cancan, încercăm să mergem pe interesul public, adică să oferim publicului ceva interesant care să îl facă pe om să participe la ce se întâmplă în acea informație, să se regăsească într-o într știre. Este adevărat că acum știrile sunt de atâtea feluri și încercăm cu atâta digitalizare, cu atâta internet, cu atâtea rețele de socializare, trebuie să te pliezi și pe un alt fel de cum să zic, o altfel de știre pe o știre care e mai ușor comestibilă. Lumea preferă acum, vorbind de cei 20 de ani în urmă, o știre simplă, rapidă, pe care să o citească de pe telefon, pe care să o citească în timp ce așteaptă autobuzul în stație, pe care să o comenteze cu prietenii, cu familia. Informația nu trebuie să fie neapărat o știre de anchetă, adică nu mai trebuie să faci ceva elaborat, ci pur și simplu să oferi rapid informații. Accident, morți, victime, sunt anumite cuvinte cheie care îi fac pe oameni să deschidă o astfel de informație. Dacă am o părere de rău, este că și pe noi, realizatorii de, de emisiuni, ne obligă într-un fel sau altul să te duci pe, pe niște subiecte care, care, care fac rating, pe. care îi care fac pe oameni să participe la, la emisiune, să comunice, să-ți transmită mesaje, chiar dacă poate în substanță subiectul nu am putut să-l abordezi așa cum ar trebui, din toate unghiurile. Și te limitezi doar la o, un fragment, doar la o fantă din acel subiect. Dar poate lucrurile se vor schimba anul viitor. Ați văzut și voi știrile noastre, subiectele noastre s-au transformat în unele politice, pentru că a fost un an politic cu două campanii electorale și a trebuit să abordăm foarte mult politică și foarte mult subiectul legat de sănătate, pentru că este pandemie, a trebuit să-i sfătuim pe oameni ce să facă, cum să reacționeze în anumite momente, să poarte masca să accepte măsurile impuse de autorități, să aibă grijă că pot fi amendați și așa mai departe. Deci am venit cu un alt tip de informație. Ce este foarte important și telespectatorii ar trebui să înțeleagă că și noi am făcut pași lângă ei. Nici noi n-am știut ce se întâmplă, nici noi n-am fost pregătiți pentru ce s-a întâmplat. Am încercat să ne pregătim cu 5 minute înaintea lor în așa fel încât să le oferim lor informația care să-i ajute. Am primit-o și noi în același timp, adică ne-am ajutat și pe noi. Noi și am încercat așa, cu pași mici, să evoluăm și să facem față unei pandemii. Și încă un lucru trebuie să-l spun și atât faptul că și nouă ne-a fost frică și ne este frică în continuare, pentru că avem familia acasă, avem părinți, avem rude care nu sunt atât de sănătoase sau cel puțin au probleme de sănătate și ne e frică și nouă și ne-a fost frică și nouă să nu ducem acest virus acasă, să nu luăm, să ne protejăm, să încercăm să păstrăm distanțarea socială, să încercăm să limităm contactul cu oamenii, deși nu toată lumea a înțeles acest lucru, pentru că eu vă spun, cel puțin persoanele în vârstă la început nu au înțeles că nu mai poți să te întâlnești și că te limitezi doar la un telefon Astfel că ne-am gândit atât la ei cât și la noi a trebuit să ne adaptăm cu toții la un alt stil de viață, să învățăm să trăim în alt mod decât o făceam poate până în februarie, când am avut primul caz. Costin, mi-amintesc că atunci că erai la București și a fost un întreg, un întreg haos. Nu știam ce se întâmplă, exact cum spuneai și tu, Ana. Am aflat că a venit un italian cu COVID la noi în Gorj. Și am aflat că uh, am spus eu în seara aia că parcă a avut ciudă pe noi italianul. No au umblat, God. da, și au a umblat în foarte multe locuri, în restaurante, în locuri -a publice. Să s-a întâlnit cu extrem zis, de multe nu. persoane, extrem de mulți primari pentru că aflam, s-a întâlnit și cu primarul, uh, nu știu care, s-a întâlnit și cu primarul celălalt. A fost la vânătoare, aflam tot felul de informații, țin minte că Țineam legătura și cu tine în permanență ce aflai și tu de acolo, de la centru. A fost un an greu. Foarte greu, dar spuneai tu că n-a făcut în ciudă. Nu, gândește-te cam câte lucruri faci tu într-o zi, dar nu le pui pe hârtie, nu refaci traseul, așa cum s-a întâmplat atunci. Când era o disperare să aflăm primul caz de COVID în România, știi cum zicem noi? Dacă se întâmplă vreo nenorocire undeva în urmă în lume, sigur are legătură și cu județul Gorj. Cel puțin o persoană de acolo trebuie să fie, să fie din, din Gorj. Gorj. Sau, e, iată că pandemia în România a început cu un bărbat din Gorj. Bine, au fost și multe controverse, n-aș vrea să intrăm pe, pe terenul ăsta, dar s-a întâmplat să existe acest caz de care te-ai ocupat exemplar pe care noi l-am prezentat și aici, mă rog, tu erai atunci la TV l-am prezentat și la România TV acolo unde amândoi lucrăm și acolo, cu informații în exclusivitate. Ai reușit să obții imagini, declarații, ați aflat locul, ați mers acolo, Uh, și te descurcat uh, ca la carte Ulterior uh, am ajuns și eu uh, la Hai locul că, Până la finalul emisiunii îmi spui că primești și prima care ai zis că nu, uh, nu mai nu. Nu, 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 cea de-a doua primă nu mai primești Că una ai primit-o, cea de-a doua nu mai primești mai negociem până nu la acum. Nu acum. Nu că ne Dacă meritat, ne mai o, amintim repet. de niște lucruri bune pe care le-am făcut împreună împreună, ce spune, evident... lucruri bune a făcut toată lumea? Și Ana și uh, Mari care ne urmărește acum. Păi tocmai de asta te-am și adus și în emisiune. Gabi, asta era scopul. să ne uh, reamintim. din regie. Uh, Manu, da? Toată lumea a făcut lucruri bune, a făcut, au făcut și lucruri rele. Asta este uh, și scopul, Costin Soare, să știi. Acest, acesta este scopul acestei emisiuni, Ana, da? i-am spus. Dar s-a terminat bugetul, știi, trebuie să așteptăm bugetul anului să viitor. Să se aprobe bugetul pe anul da, viitor. Aș vrea să mergem puțin, dacă se poate, și dacă îmi permiți, la, la colega noastră, Alina, pentru că. Hai să nu fim chiar foarte serioși, că e ultima emisiune. Ea s-a remarcat în politică, dând un nume celebru unui politician celebru. Alina, să nu mă înjur foarte tare acum, dar trebuie să știe lumea. Știe și dânsul și-a și de să ce spunem. se spune domnului președinte al PSD Gorj, domnul Mihai Weber, îi se spune domnul Weber. <laughs> da, Alina, ești autoare. Recunosc. Eu sunt vinovată. Pe păi atunci lucram la un alt post de televiziune, să spunem, și radio. Și avem o știre despre domnul președinte Weber. Și bineînțeles, fiind în primele zile, din repezeală, am văzut, am citit acolo, W, bă, trebuie să fie ceva străin, nu știu, hai, dăm cu, dă cu Weber, hai. <laughs> și uite, așa a apărut, a apărut și la, și la știri, și pe radio domnul Weber. Și de atunci toată lumea a ținut să-mi spună Weber. S-a <laughs> da, mirat toată lumea, s-a gândit că s-a schimbat președintele la PSD da, nu Da, și ce este, este interesant Weber? este că um, a, așa, mai, nu știu, direct, indirect, îi se mai spune domnul Weber și prin partid, adică a fost preluat, a fost, fost e de, cât deplasat, doar că a fost așa foarte haioasă Alina în momentul în care a interpretat, bine și nici nu e un nume neauș. atunci stai și te gândești, că parcă și eu aș zice dacă ar fi un nume de genul ăsta. Da, într-adevăr, se întâmplă tot felul de astfel de, de lucruri care de multe ori trec noi cumva le facem. Eu știu ca telespectatorii să nu le sesizeze, însă noi ne aducem aminte de ele și eu știu, ne amuzăm. Sunt lucruri care pe noi ne marchează. Spre exemplu, eu aș vrea să vă povestesc prima mea întâlnire cu Costin Soare. Pentru că, din nefericire, nu-ți mai amintești? Nu. ți aduc eu aminte imediat, Costin... Dacă. Deci, nu fi stresat. Să nu -n -n. dau detaliile picante. Spun oamenilor fix ceea ce se poate spune. Bun, lăsând gluma la o parte, a fost la un eveniment destul de tragic pentru că asta voiam să, să nuanțez. Faptul că, de multe ori, dramele oamenilor pe care noi le vedem, pe care noi le relatăm, ne afectează foarte tare. Și spuneam, de prima întâlnire a fost la un caz extrem de tragic. De Aha, un copil uh, fusese uh, ucis de microbuzul școlar, uh, iar acolo pur și simplu când mama acelui copil uh, a început să plângă, uh, am rămas singura persoană care uh, cu toate microfoanele colegilor, toți s-au retras pe rând ștergându-și lacrimile. Și asta voiam să, să vă întreb pe fiecare în parte, pentru că este foarte greu să nu empatizăm cu oamenii. E adevărat, cu timpul ă, suntem mai puternici dar nu suntem suntem oameni și noi și de cele mai multe ori ne identificăm cu acele cazuri eu știu poate ne amintim de ceva, cazul respectiv ne amintește de ceva și este imposibil să nu, nu ne marcheze cumva și eu știu poate să ajungem acasă și să ne gândim, eu știu Ana la ce am auzit, ce am aflat astăzi, ce, ce s-a întâmplat. chiar chiar ne ducem aceste subiecte pe care le facem în decursul unei perioade le ducem acasă. Este imposibil și voi știți foarte bine. Mi-aduc aminte, așa, mi se ridică părul pe mine de acel caz de la rovinari cu acei copii care s-au intoxicat în acel apartament Și mi-aduc aminte că mă sunau, am un prieten foarte bun la pompieri și pe cineva la salvare Și m-a sunat și mi-a zis, leu am mai găsit pe unul, era după canapea, mai era încă un copil Și în momentul în care auzi așa ceva, e, Imposibil să nu reacționezi, imposibil să nu ți se pună Așa, un ochi să... la astfel de drame. Evident că există și partea cealaltă cu lucrurile amuzante, care într-adevăr ne scot din rutina cotidiană și le povestim și le aducem în redacție și le comentăm. Este adevărat, râdem că suntem oameni, dar cred că asta este partea frumoasă a acestei meserii. Odată că învățăm lucruri noi, nu facem nimic repetitiv, adică lucrurile se, se, și pentru noi sunt noi și atunci evident că nu ne plictisim. În al treilea rând avem un colectiv minunat cu care ne înțelegem și cu care nu știu, râdem, povestim, mai ne, așa unul pe altul, ne șicanăm avem o, Totdeauna încercăm să le oferim invitațiilor noștri, celor care ne trec pragul, să îi facem pe oameni să se simtă confortabil Glumim, socializăm cât este posibil acum în perioada de COVID Dar încercăm să avem și o relație dincolo de această meserie. Știți că și politicienii între ei în fața camerelor se ceartă și în spate stau și beau un pahar de șampanie. E, și noi avem o relație bună cu o parte din acești oameni cu care ajungem să, să ne lovim în decursul carierei, pe unii am atacat sau așa li s-a părut. acum poate sunt cei mai buni prieteni ai noștri. Așa se întâmplă și între noi ca și jurnaliști, poate nu-ți place o persoană, cineva nou intrat în presă, apoi ajungi să-l simpatizezi și apoi ajungi să fie cel mai bun prieten Știi cum e? Până la urmă noi spunem lucrurile așa cum sunt, chiar dacă sunt greșeli și multe persoane poate nu înțeleg faptul că nu este nimic personal exact. și fiind într-o funcție publică, fiind persoane publice, trebuie să-și asume că se pot spune și lucruri nu neapărat care să le convină de multe ori. Însă, sunt lucruri care se întâmplă, iar oamenii trebuie să cunoască. Trebuie să cunoască problemele care se întâmplă, chiar dacă cineva este responsabil și noi indicăm acel responsabil. Pentru că, până la urmă, asta este scopul nostru. Așa este. Nu, chiar așa este și uh, știu foarte bine că și noi avem uh, anumite persoane care nu ne simpatizează pentru că am oferit publicului un subiect real, cu siguranță, în care acea persoană nu a picat bine. Dar eu uh, sunt convinsă că, dincolo de o antipatie legată de acel lucru, uh, acea persoană trece peste și uh, se uită dincolo de camera de luat vedere sau dincolo de foaia ziarului în care a apărut și își dă seama, uită totuși. Este un jurnalist care a încercat să-și facă datoria, care a încercat să vadă lucrurile din mai multe unghiuri. Uh, cu siguranță și eu am fost vinovat, spune persoana aia, sper, în așa fel încât să nu înțeleagă că facem aceste lucruri pentru că ne face nouă plăcere sau vrem să mergem acasă să discutăm în familie de ce mare realizare am făcut. Adică suntem și noi oameni, când plecăm de la televiziune ne vedem de treburile noastre din familie, nu suntem perfecți, și noi greșim, și noi călcăm pedala de accelerație mai mult decât ar trebui, fiecare am făcut câte o boroboață, să zicem așa, poate cunoscută, mai puțin cunoscută dar nu încercăm să arătăm cu degetul pe alții și pe noi să ne vedem. Fiecare, cred că asta, asta este secretul până la urmă, fiecare să recunoaștem că suntem oameni și putem să greșim, și nu toată lumea poate să ne placă sau nu toată lumea, eu știu, poate să ne fie nouă pe placă, așa cum spuneai, însă cert este că, așa cum spuneam, informația noi o, o da, prezentăm da. așa cum este, indiferent că persoana care este responsabilă de situația creată, îi place sau nu și, până la urmă, ar, așa cum spuneam, ar trebui fiecare dintre politicieni, dintre factorii de decizie, dintre directori să își asume anumite greșeli, să nu se supere atunci când eu știu, scoatem în relief anumite lucruri care se întâmplă. Până la urmă, noi ne ocupăm de vocea poporului, mă rog, Alina, mai mult. Ea se întâlnește în fiecare zi cu, cu oamenii din Târgu Jiu sau din județ, acolo unde merge și poate ne spui Alina cam ce zic oamenii, cum au trecut oamenii prin perioada asta. Pentru Câte că, că o să spunem și nu imediat prin ce experiențe. În cazul nostru, noi nu prea am simțit nici starea de urgență pentru că nu am stat acasă. Noi circulam după știri și ziua și noaptea, nu stăteam închiși în locuințe, cel puțin în cazul meu. Nu a fost așa, adică nu a trebuit să stau, a trebuit să alerg prin București sau prin alte părți, prin țară. Dar, Alina, tu te-ai întâlnit cu oamenii și vorbești cu ei în fiecare zi, uh, ai luat pulsul. Așa este. Ca și reporter TV Sud, sunt în fiecare zi în teren și am în fiecare zi aproape discuții cu oamenii. Am discutat foarte mult despre problemele legate de pandemia de coronavirus, să spunem așa. Însă, oamenii au înțeles că trebuie să respecte regulile care sunt în această perioadă, că se gândesc la binele lor și al familiilor lor. Și, așa cum spuneam, uite, să-ți dau un exemplu. Acum câteva zile discutam cu oamenii pe tema vaccinului anticovid. La început, oamenii spuneau că sunt reticenți, că nu s-ar vaccina. Chiar ieri am discutat din nou cu ei. Și acum s-au răzgândit, spun că sunt de acord să se vaccineze, că au încredere în specialiști. În ceea ce privește perioada sărbătorilor de iarnă, că tot suntem acum în această perioadă și uite, se apropie anul nou, oamenii la fel par semnați și, într-adevăr, Spun că își vor petrece sărbătorile acasă, că vor respecta regulile, pentru că își doresc ca anul care vine să fie un an mai bun, cel puțin în ceea ce privește această pandemie de coronavirus. Dacă ar fi să-mi amintesc cum a fost, că tot vorbeam de această perioadă, dacă ar fi să-mi amintesc cum a fost în noaptea respectivă, când am aflat informația că italianul a fost în gorj, am aflat unde stă și am mers la el și-mi și acum că ne-am trezit acolo cu toți colegii din presă, că nu aveam nici măcar mască de protecție. Da, știi de ce, Iulia? Și Pentru că era interesată era... în momentul ăla să-ți faci meseria. Nu ți ai dat seama că te supui unui pericol? unui pericol imens, nu știam nimic în momentul ăla, nimic, eram cu toții zero de la autoritățile statului până la noi jurnaliștii care nu știam, ce eram, să facem. nu știam ce să facem cum să procedez, pe unde vine virusul vine prin aer, circulă așa zboară și uite cum dacă se transmite, cum se transmite, la eu, un moment dat când făceam transmisiuni din fața uh, Spitalului Matei Balș și aveam mască, vizieră, ochelari de protecție mai aveam să pun un scut antirachetă pe lângă mine pentru că aveam senzația că geamurile alea deschise de la Spitalul Matei Balș uh, e un Aduce loc acolo de unde vin toți și către noi către jurnaliști e, am aflat că nu e chiar așa. Trebuie să stăm, să respirăm același aer la cel puțin un metru distanță, mai puțin de un metru distanță, vreo 15 minute ca să existe riscul de îmbolnăvire. Dar asta am aflat târziu. Atunci nu știam nimic. Nu știam și te baricadai în mașină, să tai singur, nu vrei să interacționezi cu nimeni. Nu dacă vrei să mă... mâncai, ce mâncai pe genunchi în pungă dacă ați luat să ceva de acasă pentru că acolo în sat nu te să mergi, că ți era teamă, aoleu, dar dacă a luat nu știu cine, crunt. Eu Foarte vă spun bine. cum am reacționat. În seara aceea, că voi ați oferit informație acum că acea persoană cu COVID a fost în Gorj, în special la Drăguțești, după aia s-a auzit că la Bâlteni și a fost așa, bă, bă, încercați să faceți tot traseul săracului italian. Așa îmi aduc aminte că prima mea reacție a fost gata, mâine nu mai duc copilul la școală și vă spun cu mâna pe inimă că așa am făcut. Nu știu ce mi se părea mie că ar putea să ia de la școală în condițiile în care nu era decât un singur caz de îmbolnăvire cu coronavirus Dar am reacționat instinctual și am considerat că așa pot eu să o protejez pe fica mea La mine nu m-am mai gândit să vă spun drept Nici nu știam po povestea asta cu masca, ce trebuie să facem, cum trebuie să facem Dar pe parcurs am învățat și exact cum zice Costi am văzut și noi că lucrurile nu sunt chiar atât de grave, deși le-am prezentat grav pentru că așa le înțelegeam la momentul respectiv. Și am scris foarte mult despre coronavirus, am taxat fiecare caz, fiecare om, am încercat să aflăm, evident, protejându-i numele, de unde este, unde lucrează, dacă lucrează la CEO, dacă lucrează în spital, dacă a fost așa o perioadă, trei luni de zile cel puțin, în care lumea nu că consuma, devora acest gen de știri Apoi am văzut după trei luni de zile că lumea începe să ne ia peste picior Și să zică, că ia mai terminați voi cu COVID-ul ăsta Că nu mai este niciun COVID, că de fapt nu există Deci lumea se transformase în cu totul și cu totul altceva Adică în opusul a ceea ce fusese până acum până atunci. Era o reacție de, de autoapărare până la urmă A fiecare dintre noi să tui de, de restricții Să mergi pe stradă, să fie totul închis Să ți se schimbe viața la 180 de grade, să nu te mai vezi cu prietenii, să nu mai unde să iei seara în oraș, după ora... unde să te -tunzi. -a unde te -tunzi. A, e o experiență aici. Aș putea să vă spun că chiar am avut o discuție cu soția mea, cu Teo, am rezistat două luni, cred, netuns și cu trei zile înainte să ridice starea de urgență și să permită accesul în frizerii, ce credeți că am făcut? Mi-am cumpărat mașina de tuns. Eu știu foarte bine acest și, episod. și m-am tuns singur. Nu s-a terminat cu deci bine. Deci n-am mai rezistat, m-am tuns singur. acasă, la București, m-am tuns frumos în oglindă. Evident că în fața a ieșit bine, că am reușit să... Dar în spate era ceva de groază. Și când a ajuns Teo acasă, am rugat-o, te rog, păi ceva, pentru că eu mâine n-am cum să ies din casa așa. Și am direct mine de la Ministerul de Interne. Din față liceu, din spate muzeu, cum s-ar zice. Adică să ne înțelegem, totuși, nu pot să apar așa. Ei săracă. era și barcal, nu puteai să-ți spui. Nu era, nu mergea. M-a ajutat cât a putut. A încercat să s-a să nu râdă foarte mult, pentru că eram mascări. scări. imaginați ce am putut să fac și cred că n-am fost singurul care am făcut așa ceva. Uh, și am mai durat trei zile, m-am întors la Târgu Jiu și am rugat un prieten, un frizer, te rog, vino acasă, nici în oraș n-am ieșit. Stăteam la cadru în direct în București, drept, nu cumva să se vadă în stânga sau în dreapta ce am făcut. Și am ajuns și am rezolvat-o. Ei, hey, este doar o stare la momentul respectiv, dacă eu am reacționat așa, eu care în fiecare zi vorbeam, nu vă panicați, dar totuși luați măsuri și așa mai departe. Ce au făcut oamenii, Iulia? Voi cum ați făcut? De exemplu, voi ce nebunii ați făcut la începutul pandemiei, neștiind cum să reacționezi? Costin, dacă ar fi să mă întreb pe mine, nu, nu mi s-a întâmplat, pentru că nu mi s-a întâmplat nicio experiență de acest gen, n-am încercat să mă tun singură, nu am amânat pe cât posibil astfel de practici, am stat așa, mi-am mai prins părul, pentru că am lucrat în continuu și asta este ce, când se întâmplă o chestie de acest gen, doamnelor și domnilor, și aș vrea să știți, noi muncim în continuu. Muncim să adunăm informația pentru că, tot aminteai, pentru noi o știre înseamnă uh, poate zeci de telefoane date, nu un telefon, pentru că poate primim informația dintr-o sursă sau alta, dintr-o sursă oficială sau dintr-o sursă neoficială. Iar mai apoi este o muncă să o confirmăm dacă este dintr-o sursă neoficială, iar mai apoi să o documentăm până a vă prezenta. Este destul de greu, Alina este destul de greu să mergi, să iei puncte de vedere și dintr-o parte și din alta, să vorbești și cu oamenii ce părere au despre anumite subiecte. Nu este atât de ușor să le oferim oamenilor produsul pe care ei poate îl văd, eu știu, într-un minut și 20 de secunde într-o știre sau, eu știu, într-un articol dintr-un ziar. În spatele acelui articol, în spatele acelei știri, Stau poate de multe ori nervi, stau poate de multe ori țipete, de multe ori certuri și nu este uh, atât de simplu. E, și nu doar atât, Alina povestește și când ți-e rău și totuși trebuie să apară la televizor, uh, să spui așa un zâmbet pentru că telespectatorii le transmit o stare, nu? Așa este. Uh, am avut o experiență de genul cu o persoană care mi-a spus, a, dar e foarte simplu ce faci tu. Te duci pe teren, pui un microfon acolo și totul se rezolvă, gata, asta e tot. Și am zis, nu, stai puțin că nu, nu, este chiar așa, adică trebuie să vii cu o propunere. Trebuie să mergi să iei un punct de vedere. Totul După... începe cu o ședință, dimineața la... Exact, dimineața la prima oră, când ne bem cafeaua, nu? Da. <laughs> cu lapte. <laughs> când bem cafea cu lapte și ne gândim ce facem azi. Exact. După ce stabilim subiectele, mergem în teren, luăm puncte de vedere, luăm pulsul cetățenilor, pentru că și părerea lor contează, așa cum spuneam, urmează documentație, după aceea trebuie știrea scrisă, montată. Deci este foarte multă muncă în spatele unei singure știri, dar mai în spatele unui jurnal, Iulia. Da, într-adevăr, este foarte greu, Ana, așa cum, cum spuneam, nu neapărat greu, pentru că nouă ni se pare simplu. A greu în sensul se acum, simplu. acum, cum ți se părea la început, dacă tot vorbeam noi de început? Era, era, o nebunie, pentru că, așa cum vă spuneam la început, eu cu Costi am prins acel pionierat care s-a făcut. Hai, când, zi Ana, că vreau să te întreb ceva. Da, când era foarte dificil să-ți să găsești un subiect, mi aduc aminte că mergeam care a la fost prima ta știre, Ana? Aoleu, nu mai îmi spune. <laughs> Hai, că spun și uh, eu care a fost prima mea știre. Eu vă spun care a fost știrea mea, dar nici măcar nu mi-a apărut numele pe ea, pentru că nu mi se trecuse acolo jos pe burtieră. Mi-aduc aminte că redactorul șef de atunci atunci mi mi-a zis să mă duc să fac o știre. Era vară, așa iunie-iulie. Redactor șef fiind un preot, da? Un preot, da, care cred că lucrează la Metropolia Olteniei, dacă o mai lucra, nu știu. Era un, un, o persoană care avea pregătire nu în teologie. Nu mai contează. Teologie. Am spus tot. Adică nu avea pregătire de jurnalist. Nu avea pregătire. Dar nu, era nu, un nu. bun, să zicem, manager, organizator. Exact. Și mi-a zis, te duci și faci o știre. Nu m-a lăsat pe mine să vin cu o idee, pentru că eram la început. Pentru că câinii din Târgu Jiu reacționează ciudat când e cald. Atât mi s-a spus. Doamne, nu vă, pot, nu vă puteți imagina. Mi-era și rușine să mă întreb colegii pentru că aveam, am avut senzația pe jumătate că am fost luată peste picior și că vrea să fac o glumă cu mine de fapt, să mă trimită ca în filmele alea știți, vechi să aduc o găleată de curent. Uh, și mi-aduc aminte că m-am dus în parcul, uh, în piața mare, acolo era un părculeț și m-am pus pe o bancă, aveam o agendă în mână, n-aveam operator, deși lucram la o televiziune, am vrut doar să vadă ce trece prin cap. Și cum să fac eu știrea asta? Deci nu înțelegeam cum să o fac să iasă mă duc să știre totuși. Scriu ce mă uitam în stânga, mă, mă uitam în dreapta. Mi-aduc aminte că până la urmă am pus ochii pe un cabină din ăsta veterinar și am întrebat acolo ca să, mă, să, să fiu eu sigură că într-adevăr câinii reacționează ciudat pe caniculă. Și într-adevăr medicul de acolo foarte așa binevoitor a înțeles că sunt la început și mi-a explicat că într-adevăr animalele au reacții ciudate Așa, am venit cu informația înapoi și am încercat să explic redactorului șef cum o văd eu făcută Într-un final s-a dus un operator și a luat niște imagini cu câinii prin parc Dar spre rușina mea, dacă pot să spun așa, asta a fost prima mea știre făcută Da, n-a fost nicio rușine, din punctul meu de vedere era o știre care putea că... fi făcută și... da! Uite, vezi să-ți aduce aminte cu plăcere Eu am făcut cu prima cu mea știre despre Crucea Roșie și asta pentru că la vremea respectivă Uh, eram implicat și în proiecte de astea de training de tineri care participau la, la Crucea Roșie, la activitățile Crucii Roșii Interesant, mult mai suntem, interesant decât mine uh, Suntem din păcate la finalul acestei ultimi ediții din acest an La care a fost prim, prima ta știre, Iulia? Prima mea știre, vreau să spun că la mine s-au legat, dacă tot m întrebat, o să povestesc și o să mai iau din timpul vostru, pentru că o să vă rog să-mi spune și urări, dar o să vorbim cu colegul nostru, Cosmulescu Emanuel, care este și proaspăt tătic și vreau să-l felicităm pe această cale, să lui și Soniei să le trăiască fetița, să fie sănătoasă și o așteptăm și pe aici când o să poată și o să învățăm și pe ea, de ce nu poate, o să facem viitor jurnalist. Viitor jurnalist. Și o să Emanuel, te-am felicitat în direct, așa că o să ne mai lasă și depășim. Să-ți cu prima mea știre, la mine s-au legat, am avut ceva cu incendiile. Când am mers la primul post de televiziune local unde m-am angajat, țin minte că domnul Sorin Călugărița de acolo mi-a dat câteva cuvinte pe o foaie și mi-a spus să fă o știre despre incendii. Și mi-a dat câteva cuvinte, incendiu, deflagrație, mașină, pompieri, ceva de genul, nu mai mi-amintesc exact cu exactitate cuvintele. Am făcut acea știre despre incendii, mi-a spus că e mh, ok cât de cât, nu că ar fi cea mai minunată știre, iar mai apoi primele știri la care eu, după ce m-a angajat evident, primele știri la care am mers erau numai cu incendii și mi se părea, dom'le, dar de ce mi se întâmplă tocmai mie și noaptea la 3 iar incendiu tocmai Tocmai pe de reporter de eveniment. da, da, am început uh, cu evenimentul. Spuneam că suntem la final și aș vrea să vă rog pe fiecare dintre voi să le transmiteți un mesaj telespectatorilor, familiei, cui vreți voi. Da, de ce a trecut timpul? Așa de repede. A trecut foarte vreau. repede vreau. și, a... mai și chiar discutat. mai aveam uh, foarte multe lucruri de discutat Dar poate facem uh, și la Ana Maria Stoica mâine seară dacă ne invită la ea emisiune să facem partea a doua Și continuăm Vă rog, Alina, încep cu tine Le urez tuturor noul an să fie mai fericiți, mai bogați sufletește Le mai doresc ca noul an să le aducă mai multe împliniri Atât în plan, pe toate planurile, să spunem așa, și la mulți ani. Ana? Eu ce să le zic? Mi-aș dori ca anul viitor să fie pentru toți un an sigur, un an sigur în ce privește toate proiectele pe care ni le facem, să le ducem la bun sfârșit. Toată lumea să rămână cu locuri de muncă, să aibă bani să le ducă acasă la copii, să nu se piardă locuri de muncă pentru că acolo e o adevărată problemă. Și pot să apară drame. Să fie fericiți, să, să înțeleagă lucrurile așa cum sunt, să nu le mai întoarcă pe toate părțile, și să-și găsească bucurii din lucruri puține La mulți. Ani. Costin? Eu am auzit o orare care mi-a plăcut foarte mult, și cred în ea foarte mult. Să, să fie un an în care, știi, atunci la miezul nopții, ciognim șampanie și ne dorim tot felul de chestii, nu știu, casă, mașină, nuntă, evenimente, nu. Eu zic așa, să avem parte de un an în care să ne bucurăm de lucrurile pe care nu le putem cumpăra cu bani. Și printre lucrurile astea sunt chestiuni importante. În primul rând sănătatea, apoi iubirea și mai ales prietenii. Pentru că de prieteni cred că am suferit cu toții cel mai mult anul ăsta, nu i-am văzut, de familie, de iubire pentru că poate mulți dintre noi am fost despărțiți unii într-o parte, alții într-o parte, tot din cauza pandemiei. De asta zic că poate avem parte de lucrurile astea în 2021, lucruri pe care nu le putem cumpăra cu bani, indiferent cât de mulți bani am avea, nu putem să le cumpărăm. Vă mulțumesc tare mult tuturor că ați fost în această seară alături de noi. Este o mică parte din echipa TV Sud pentru că, așa cum spuneam, pe parcursul acestei emisiuni sunt mult mai mulți oameni în spatele acestei televiziuni minunate, care pe mine personal mă găzduiește de patru ani jumătate și îmi place să spun că aici sunt acasă. Îmi petrec foarte mult timp aici și o fac din plăcere. O fac pentru acești oameni minunați care sunt în această seară Alături de mine o fac pentru oamenii care dețin această televiziune și ne susțin și ei necondiționat și o facem pentru dumneavoastră, doamnelor, domnilor, pentru că dumneavoastră ne urmăriți, dumneavoastră ne transmiteți zilnic prin mesaje, prin inclusiv și aș vrea să vă spun pentru că Ana Costina Alina eram într-o zi chiar pe balconul nostru unde mai bem noi câte o cafea și ne salută lumea și ne spune vă urmăresc de la noi. Uh, și aceste lucruri uh, nouă ne bucură sufletul. Ne bucură sufletul să știm că ne urmăriți, că sunteți alături de noi aici zi de zi, că așteptați să vină principalul jurnal, că așteptați să o vedeți pe Alina în jurnal sau că așteptați să vină Gorj Obiectiv, emisiunea mea de la 19, și bineînțeles că așteptați cu interes ora 21 care este ora adevărului. Indiferent ce bă, lucruri bă, vă plac mai mult sau mai puțin la noi, vă mulțumim că sunteți aici și acceptăm și criticile. Pentru că tot timpul când ne spuneți că eu știu, poate mai trebuie puțin din aia, puțin din aia, noi încercăm să ne conformăm pentru a vă mulțumi pe dumneavoastră. Vă urez așadar și eu un an nou plin de bucurie și extrem de important să fim sănătoși și iubiți pentru că atunci le facem pe toate. Și așa cum promiteam, o să discutăm și cu Ana, o să negociem, dacă ne invităm mâine seară la ea la ora 21 să fim invitați, o să mai continuăm aceste discuții pentru că sunt multe lucruri pe care eu știu, poate nu am apucat să le discutăm în această seară și lucruri, eu știu, pe care dumneavoastră ați fi fericiți, încântați și vă ar face să zâmbiți dacă. Dacă le-ați ști. Așadar, vă mulțumesc, Costin, Ana, Alina, vă mulțumesc că ați fost în ultima mea emisiune a Gorj Obiectiv din acest an, evident că nu scăpați de mine, nici în 2020 și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost încă o seară alături de noi și vă invit să rămâneți, evident, în continuare alături de Sunt.